70%, dragi prieteni, pentru că revenim în forță, dintre români au dinți lipsă. 95% au cel mai des întâlnită boală din lume, caria dentară. Nu știu câți, printre care mă număr, au dinții alandala, uite așa, prin gură. De aceea, pentru a vedea care sunt cele mai corecte prețuri, nu neapărat ieftine, dar nici scumpe, cel mai corect preț pentru o prestație de bună calitate, l-am chemat alături de mine în această dimineață pe domnul doctor Răzvan Boberis, stomatolog cu mare, mare experiență. Bună dimineața, domnule doctor. Bună dimineața. La noi, la Dimineața de Știri. Așadar, nu prea le place stomatologilor să vorbească despre prețuri, dar putem să le luăm pe rând, da? Începând de la, nu știu, făcutul unei carii. Și aici sunt mai multe categorii de prețuri. Păi, înainte de a discuta despre prețul în stomatologie, omul ar trebui să discute despre tratamentul de care are nevoie. În primul rând, trebuie să-și facă o consultație, să vadă de ce tratamente are nevoie. După care, nu este bine să mergi din stomatolog în stomatolog, să astăzi te tratezi la un cabinet, mâine la altul, pentru că astfel nimeni nu va răspunde de tratamentele făcute. Practic, ca și pacient, cel mai bine este să ai stomatologul tău. Acela va ști ce a lucrat, lucrează cu responsabilitate, va pune materiale bune, va avea asistente, ți asigură sterilizare bună, nu te vei îmbolnăvi și toate acestea conduc la o calitate a tratamentelor. Practic, după ce obții această calitate, te interesează cât costă. Dacă vorbim direct de preț, chiar Colegiul Medicilor din Oradea a făcut un studiu pe carie, că ziceai că trebuie să tratăm bine caria, și a constatat că nu poate să aibă un preț mai mic de 95 de lei pentru a putea trata o carie corect. Foarte tare. Deci asta înseamnă reparatul, practic, al cariei. Da, reparatul cariei este foarte important. Practic, o carie reparată bine trebuie să te țină 5 ani dintre acela. Tu, practic, nu mai investești nimic după aceea. Și, practic, oricât ar costa o plombă, nu este scumpă dacă te raportezi la ce urmează. În momentul în care nu ți-ai tratat corect o carie, o să apară o durere, o să apară nevoia unui tratament de canal, care deja este de 3 ori mai scump decât tratamentul cariei. Practic, în loc de ăia minim 95 de lei, mai dai și câteva sute, deja. Câteva sute de lei pentru tratamentul pentru de canal. Da. Și dintele tău nu mai este vital, nu mai este viu, practic, el poate să se îmbolnăvească mai ușor, poate să se mai carieze pe lângă mai ușor. Și evoluția începe să crească. Mai mult decât atât, am trecut de la carie la tratamentul de canal, să ajungem și la implant. Păi dacă nici tratamentul de canal nu l-am făcut sau nu, de la calitate... Extracție, scuzați-mă, la extracție. Dacă nici tratamentul de canal... Când se impune extracția și cam cât ar costa o extracție? Extracția dinților se impune atunci când au mobilitate foarte mare și practic se mișcă singuri. Aceasta ajunge prin parodontoză. Când au carii de rădăcină, adică sunt carii care au ajuns până în os, practic au intrat în organism, nu poți să-i mai ții în gură, sau în situația în care se fracturează. Și mai există o variantă în care tratamentele de canal nu sunt chiar bune și în timp se reinfectează și se ajunge la infecții în os. Ați văzut că se umflă, apar tot felul de probleme și atunci se indică extracția dinților. Da, și aici prețul variază, dar să spunem un dinte extras la un copil, un dinte de lapte, cam cât ar costa? La copil între 50 de lei, 70 de lei, nu poate fi foarte scump. Dar nici la adult nu poate fi foarte scump, pentru că o extracție nu este foarte costisitoare, însă trebuie să ai cu ce să o faci și trebuie să ai și experiență, să cunoști. Practic, la mine personal, orice extracție nu trece de 10-12 minute, indiferent ce ar fi. De ce nu merge românul la stomatolog decât atunci când este cu dintele în palmă aproape sau când îl doare de nu mai poate? Eu cred că cel mai mare dușman al românilor este frica de dentist. Suntem, după Revoluție, toți am trecut prin traume, nu aveam anestezice. Toată lumea i s-au pus plombe pe viu, s-au scos nervii pe viu, s-au făcut extracții pe viu, am fugit din cabinete, chiar și eu. Și la vremea mea. Am pățit așa ceva. Și automat există o frică când mergi la dentist. Și în momentul de față am ajuns cu tehnologia digitală și cu toată știința din toate domeniile
încât în stomatologie putem elimina frica, dacă îți vine să crezi. Incredibil. Și avem așa, putem să facem anestezie electronică. Asta înseamnă un ac mic de un centimetru care se pune lângă dinte și îți picură, cum picură o perfuzie anestezic. Acela curge, picătura e foarte fină, curge pe lângă dinte și ți-l amorțește doar pe el. Nu o să mai pleci cu jumătate maxilar amorțit. Variante după aceea, de exemplu, dacă ai pierdut dinții și ajungi să-ți faci un implant, toată lumea se ferește de tăieturi, o să se umfle, o să doară, o să sângereze. Nu, nu mai există așa ceva. Poți să-ți faci un implant fără tăieturi. Practic, îți faci o consultație, se amprentează dinții existenți, îți faci o scanare la un computer tomograf 3D pentru maxilarele, pentru oasele maxilare, după care se suprapun cele două imagini într-un soft, se proiectează un model virtual al sistemului masticator cu articulație, cu masticație, cu dinți, cu mușcătură, se proiectează poziția implantului, bontul final și un dinte provizoriu. Sună științifico-fantastic ceea ce povestiți. Nu, este foarte ușor. Totul se face pe computer. Vedem aici imagini, avem și imagini în plasmă, dragi prieteni, se mai dau și pe ecran full. Întrebare, e diferență mare de preț între, dacă o mai exista, clasicul implant, deși implantul nu i-a apărut de enorm de mult timp pe piața românească, și ceea ce spuneți dumneavoastră? Nu, nu este diferență mare de preț. Noi încercăm să avem același preț ca și prin tehnica clasică. Cât ar costa un implant în sensul în care lumea trebuie să înțeleagă că e vorba de la dintele lipsă până la dintele cu care apare să vede la televizor? Cât ar trebui să coste în mod normal un implant? În mod normal, da, exact. În mod normal, un implant ar trebui să coste cât salariul mediu pe localitatea în care trăim. Interesant. Este un studiu făcut la nivel mondial. Am discutat cu diversi doctori din toate țările, din toate categoriile de țări și toți au prețurile cam cât sunt salariile medii în orașele unde lucrau. Da, mă înțeapă în ureche, în timpan, colega și prietena mea, Monica Octavia Sârbu, care îmi spune că e vreo 500 de euro după știința eu în București. Atât e, 2200 de lei. 2200 de lei. Cam sub 500 de euro nu poate coborâ cu tot cu manoperă? Depinde de implant. Sunt și implanturi mai ieftine. Acestea la în jur de 500 de euro sunt implanturi medii. Există și implanturi mai scumpe, evident că sunt și țări mai scumpe, cu nivel de trai mai ridicat și cu calitate mai ridicată. Materialele folosite sunt aceleași? Nu. Nu. Teoretic sunt, dar practic nu sunt aceleași. Tehnica prin care sunt făcute nu este aceeași. Spre exemplu, despre ce vorbesc eu, tehnica aceasta ghidată este pentru implanturi premium. Avem posibilitatea să încărcăm proiectele direct la fabrică și totul să se fabrice personalizat pentru fiecare pacient. A, deci nu e o chestie nu cu e făcută chiar de noi pilit și aranjat. Și se comandă la avem fabrică în România? Deci nu ceva în România, că sunt în Germania fabrici. În Germania. În Austria, în Suedia, în America. De tartrajul cât ar fi de important, domnule doctor? Apropo. De tartrajul... Și cât ar costa? Hai că ăsta e cam peste tot la fel. De tartrajul este o manoperă foarte sensibilă pentru mine la preț. Practic, de tartrajul este cel mai important lucru ca să nu ajungi să faci parodontoză. Și oamenii nu știu încă, pentru că se gândesc la de tartraj, ce poate să facă? Mă spală pe dinți. E, nu este chiar așa. Contează și cum o face. Spre exemplu, acum există aparate de detartraj prin care, indiferent cât ar apăsa doctorul pe ansa de detartraj și cum ar pune-o pe dinți, aparatul acela nu dă o putere mai mare încât să-ți lezeze smalțul dinților. Și, practic, îți curăță doar tartru. Da. Tehnologie aplicată și avansată. Răzvan Boberis, mulțumim pentru sfaturi, mulțumesc pentru prețuri, pentru a ști lumea despre ce este vorba. Data viitoare poate veni și cu un tabel să facem și o mică grafică, Costi. Mulțumim, Răzvan Boberis, medic stomatolog. De asemenea, Meteo, dragi prieteni, cu Petre Cătălin Pumuru, imediat.